Meteorologii au emis o avertizare de caniculă valabilă pentru zilele următoare pentru sudul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor ajunge și la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Atât meteorologii cât și medicii recomandă tuturor persoanelor să nu iasă din casă în perioada miezii decât dacă este strict necesar. În această perioadă de caniculă, Patriarhia Română adresează un îndemn tuturor credincioșilor să iasă în întâmpinarea celor afectați. Temperaturile de peste 35 de grade se vor menține până săptămâna viitoare în jumătate de sud a României, inclusiv în București, iar nopțile vor deveni tropicale. Primăria Capitalei a anunțat că au fost luate primele măsuri contra caniculei, de luni vor fi amplasate 20 de corturi și 10 containere anticaniculă în zonele centrale din București. De asemenea, Patriarhia Română a adresat un îndemn de ajutorare a persoanelor afectate de caniculă. În această perioadă de caniculă, care afectează sever populația, Patriarhia Română adresează un îndemn stăruitor ierarhilor și clericilor ortodoxi să iasă în întâmpinarea celor afectați, punându-le la dispoziție spațiul ocroditor al bisericilor, oferindu-le apă și sprijinul de care au nevoie.